emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Care ar fi, după voi, lucrurile care deosebesc Pinholes de alte trupe? Pentru ce trebuie să vină lumea la un concert și dacă ar fi să prezinți cuiva trupa Pinholes, ce îi spune despre ea? Bă, Pinholes sunt... Pinholes este China, mult. Momente la care nu te aștepți, probabil... Nu știu ce să mai spun. Pinholes e împărțită în două categorii marșulate, varianta de studio și varianta de concert. Varianta de studio e cumva mai produsă, mai curățată, mai aranjată și varianta de live unde este un haos total și unde dăm... Ca la toată lumea, de fapt. Ca la toată lumea, unde dăm 110% din noi. Adică eu cel puțin până nu simt că nu mai pot sta în picioare, nu mă las ultimul concert și asta e valabil la toată lumea. E aceeași. Adică nu reinventăm muzica, nu reinventăm roata, nu, nici nu ăsta nu e scopul nostru. E aceeași chestie ce o face și voi, o face toată lumea, numai care are un mic nod de personalitate care e puțin diferit, poate, față de, eu știu, celelalte atitudini în alte formații. Adică, dar nu e original. Hai că deja, nu știu, ai zis bine, ai zis rău, nici nu-mi dau seama ce ai zis despre Pinholes. Muzica voastră, în general, genul ăsta de muzică merge foarte bine și are o strânsă legătură cu vizualuri, cu clipuri, mai, hai să zicem, mai altfel. Și la Pinholes presupun că s-a urmat cumva o direcție. Cât de mult și cât de important este vizualul, cât de important este ceea ce înconjoară muzica pentru formația voastră? Și în general, cât de mult crezi că e o diferență, face diferența? Cred că cu orice oportunitate ce ți se oferă, trebuie să ai un input artistic sau să creezi. Și fie că e vorba de copertă, videoclip sau titlul de piesă, nu ar trebui să fie pus acolo doar să umple spațiu. Și încercăm, ne străduim și știu că am făcut, de exemplu, când am colaborat cu Justin, am făcut videoclipuri inconfortabile, neapărat să suporte vizualul, să aibă și videoclipul o identitate strictă și unică, să zic. Vorbiți înainte despre videoclipurile astea? Bă, uite, a venit cineva cu o propunere sau urmați ceea ce dictează? N-avem reguli, depinde, vedem. Dacă, de exemplu, cineva dorește să facă un videoclip, îi dăm piesa și apoi vine cum să fac. Există, uite, tot de vizualuri vorbind și de partea asta grafică, ați cumpărat vreodată din vreun magazin sau un album pentru că v-a plăcut coperta fără să știți ce e în el și acasă ați descoperit ceva sau... Nu știu, uite, de exemplu, mai de mult, lumea în anii 80 cumpăra poate albumele Iron Maiden și ziceam, mamă, cum arată ăsta, mă duc acasă și mamă, chiar e, adică, înțelegi ce zic? Înțeleg, da, nu. Eu am crescut fix în perioada și am început să adun muzică fix în perioada în care puteam să caut exact. Și dacă, de exemplu, prindeam un fir de... Căutai despre ce... Da, Frank Zappa, insta mă duceam și căutam exact tot ce are și tot ce produs și care îmi plac. Dar n-am avut oportunitatea, zic, să iau pe ceva doar după copertă. Altcineva? Nimica, nu? Când mai merg să mai cumpăr viniluri, discuri, găsesc albume care n-am nici cea mai vagă idee. Care e un album, uite, care l-ai cumpărat efectiv pentru copertă și am zis acasă, l-am pus și zic, bă, e ce trebuie sau na? Da, e o formație care se cheamă The Fix. Și am găsit discul tot așa într-un magazin din ăsta de PSH-uri și chiar m-a plăcut. Și coperta. Neștiind. Până la urmă, coperta înseamnă, e o parte totuși din big puzzle of a band. Ok, despre EP-ul pe care s-a lansat acum, e un EP... Da. Unde găsește lumea albumele voastre sau cum ajunge în contact cu voi sau, uite, oameni care se uită, vreau și eu să ascult Pinholes, ok, intri pe Facebook, dar vreau să am acasă. Momentan nu suntem distribuiți de nimeni. Adică încercăm să ne organizăm singuri, să facem. Momentan folosim Bandcamp ca principală platformă de muzică. Sigur, în viitor vom fi și pe alte platforme de streaming. Și de obicei albumele fizice le pot cumpăra la concerte. Ok, de albume vorbim, care e ultimul album pe care l-ați cumpărat voi? Un album? Cred că a fost D'Angelo, Brown Sugar. Ok. L-am găsit la introdun nume de librărie aici. Stai să mă mai gândesc. Cred că Hardwired. Self-Destruct. Queen Innuendo. Ok.
Ok, deci încă lumea mai cumpără albume, că aici era de fapt vreau să ajung. Există încă o cerere pentru, hai că ți-a să aminte ce ai cumpărat, nu? Da, cu Sergeant luatăm un Shaped Pole de la Radiohead, asta a fost tot. Ah, ok. În turnee, când mergeți sau în deplasări, ascultați muzică în mașină? Da. Bucuros. Da, eu îmi place să ascult muzică în mașină. Ultimul moment, eu tot încerc să le dau băieților un mic ușă de acces către muzica rusească și am ascultat ultimul timp Zemfira, e artist care... E spion, așa, aruncă. Da, e foarte fain că aveam un pic de acces spre fereastră care nu-i foarte cunoscută sau comercializată aici și le arăt și băieților ce să mai face și prin alt, pentru că e total diferit de... De unde e trupa? Zemfira, e artist din Sankt Petersburg. Ah, ok. Da, e foarte tare, foarte tare. Și am rămas plăcut, surprins că băieții, chiar dacă nu înțelegeau ce spune, imediat început să caute cum o cheamă, hai să-i dau un like sau ceva. Care e cea mai frumoasă trupă din Rusia pe care ai ascultat-o tu acum? Sau de unde vrei tu? Este Zemfira, mai este o trupă, se cheamă Spleen. E un rock foarte diferit, cum am spus, de ce se face aici și mai poetic, mai... Asta pentru cine înțelege. Da, clar. Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.